Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, să ne susțin numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veniți să ne închinăm și să vedem Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să vedem Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul meu în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adu-ți mea aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșar. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care vor merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scate din ca sufletul meu. Fă bunătate de stăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Iar fie în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomeni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe azi și toată viața noastră, Măi Hristos Dumnezeu, să o dăm. Slavă Ție, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-te de niciun răspuns, această rugăciune aducem
ție, ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și mântuiește pe robii Tăi, cu îndelenul îndurărilor Tale, Stăpâne, mângâind pururea sufletele și trupurile oamenilor și păzind prin îndelen pe credincioși, însuți și acum prin îndelen miluiește pe cei ce caută scăpare la Tine. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și tămăduiește pe robii Tăi. De mila Ta, Stăpâne, este plin tot pământul, pentru aceasta, cu îndelenul Tău cel dumnezeiesc, fiind unși astăzi, cerem cu credință să ni se dea nouă mila Ta cea mai presus de minte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iubitorule de oameni, care ai poruncit cu milostivirile apostolilor Tăi să plinească ungerea Ta cea sfântă peste robii Tăi, cei neputincioși, pentru rugăciunile lor, miluiește-ne pe toți cu ungerea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată, ceea ce ai îmbogățit adâncul plăcii cu rugăciunile Tale, cele de-a pururea către Dumnezeu, izbăvește pe robii Tăi de toate neputințele și necazurile, ca neîncetat să Te mărească pe Tine. Stăpâne Hristoase, mult milostive, miluiește și tămăduiește pe robii Tăi. Tu însuși, Cel ce ești minunat și milostiv pentru oamenii cei credincioși, dă Hristoase acestora ce doresc cumplit harul Tău de sus. Stăpâne Hristoase, mult milostive, miluiește și tămăduiește pe robii Tăi. Stâlparea cea de măsline ai arătat-o odinioară spre încetarea potopului, prin milostivirea Ta cea dumnezeiască. Mântuiește, Doamne, prin îndelemnul Tău cel sfânt și pe aceștia ce pătimesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu luminarea luminii cele dumnezeiești, luminează cu mila Ta, Hristoase, pe aceștia ce prin ungere vin acum cu credință spre mila Ta. Și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Caută de sus cu bunăvoință, Maica Făcătorului a toate, și cu rugăciunile Tale desleagă suferința cea amară a acestora ce golesc. O Lord Jesus Christ, our God, have mercy and heal Your servant. You are like a divine river of mercy, an inexhaustible source of compassion and mercy, O bountiful one. Show forth the streams of Your divine mercy and heal us all. Pour out abundant floods of wonders and wash us all clean. For we always have recourse to You and fervently seek Your grace. O Physician and Helper of the suffering, O Redeemer and Savior of the sick, O Master and Lord of all, grant healing to Your ailing servant. Show compassion and have mercy on them who have grievously sinned, and deliver them from their sins, that they may glorify Your divine power. O Lord, have mercy and heal Your suffering servant. Like poor chrism, O Savior, You pour out Your grace and purify the world. Show Your divine mercy and compassion upon the bodily wounds of the ones who in faith are being anointed. O merciful Lord, have mercy and heal Your suffering servant. Because You seal the senses of Your servants with the joy of the seal of Your mercy, O Master, make them impervious to all adverse powers. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You commanded the sick to summon the godly ministers to obtain salvation through their prayers, and anointing with Your oil. O loving God, by Your mercy save Your suffering servants, now and forever, to the ages of ages. Amen. O holy, ever-virgin birth, giver of God, steadfast protectress and refuge, haven and wall, ladder and bulwark, have mercy and compassion upon these suffering servants who are praying to You, for You alone, for to You alone they have fled for refuge. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește pe robii Tăi. Cel ce ești adâncul milei, bunule, miluiește, milostive, cu mila Ta cea dumnezeiască, ca un îndurat, pe acesta ce pătimește. Cel ce sfințești de sus în chip tainic sufletele și trupurile noastre, prin semnul dumnezeiesc al peceții Tale, Hristoase, cu mila Ta tămăduiește pe toți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Prea bunule Doamne, cel ce cu dragostea ta cea negrăită ai primit ungere cu mir de la desfrânata, îndură-te de robul tău și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești întru totul lăudată, curată, prea bună, stăpână, îndură-te de cel ce se unge cu îndelemnul cel dumnezeiesc și miluiește pe robit, pe robul tău. Stăpâne Hristoase milostive, miluiește pe robii tăi. Iubitorule de oameni, cel ce ai arătat prin cuvintele tale ungerea împăraților prin un de lemn și ai desăvârșit aceasta și prin semnul peceții tale pentru arhăriei, mântuiește-mi ca un durat și pe acesta care pătimește. Demonii cei cumpliți să nu se atingă de aceasta ceea ce însemnează simțurile cu ungere dumnezeiască, Mântuitorule, ce îl apără pe dânsul cu acoperământul slavei tale, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Tinde mâna ta din înălțime, iubitorule de oameni, și sfințind undele mult tău acesta, Mântuitorule, dă-i robului tău spre sănătate și izbăvire de toate bolile, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Făcătorului, te-ai arătat în casa lui Dumnezeu, în Dumnezeului tău măslin, roditor, prin care lumea s-a umplut de milă. Pentru aceasta mântuiește cu mângâierile tale, rugăciunile tale pe aceasta ce pătimește. Cel ce ești izvorul milei, prea bunule, izbăvește de toată suferința pe aceștia cei ce cad cu credință, ferbinte la mila ta cea negrăită, îndurate și urșurându-le neputințele, dă-le dumnezeiescul tău har. Tu, Mântuitorule, cel ce ești singurul Dumnezeu care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești tuturor patimile sufletelor și zdrobirile trupurilor, însuți vindecă și pe acesta ce pătimește neputințe tămăduindu-l, când se vor mirui capetele tuturor cu ungerea undelemnului. Hristoase Doamne, acesteia care cere milă de la tine, dăruiește-i cu mila ta cea bogată roada bucuriei și a izbăvirii, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sabie împotriva diavolului este pecetea ta, Mântuitorule, iar prin rugăciunile preoților foc care mistuiește patimile sufletești. Pentru aceasta, cu credință, te lăudăm pe tine, noi cei ce am primit vindecare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu care ai purtat în pântece pe cel ce ține toate în palmă și l-ai întrupat în chip minunat, după cum ai bineplăcut lui Dumnezeu, te rugăm, Maica lui Dumnezeu, fă-l milostiv pe acela spre acesta care pătimește. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și tămăduiește pe noi tăi. Miluiește-ne pe toți, Mântuitorile, după mare și dumnezeiască mila ta. Că pentru aceasta ne-am adunat noi toți, ca închipuind cu taină coborârea durărilor tale, să aducem cu credință ungere cu îndelemn robilor tăi, pe care tămăduiește-i cu puterea ta. Stăpâne Hristoase, mult milostive, miluiește și tămăduiește pe robii tăi. Cu curgerile milei tale, Hristoase, și cu ungerile preoților tăi, spală, Doamne, ca un îndurat, durerile și rănile și apăsările chinurilor acestora, ce sunt chinuiți de suferințele patimii, ca fiind mântuit să te slăvească pe tine cu mulțumire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să nu îndepărtezi, Stăpâne, mila ta de la noi, cei ce însemnăm chipul plecării celei de sus și al bucuriei, și să nu treci cu vederea pe cei ce cu credință strigă pururia, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Prea curată, firea a primit ca o preamărită cunună nașterea ta cea dumnezeiască, care oprește și biruiește cu puterea ta ei taberele vrășmașilor. Pentru aceasta, fiind încurunat cu podoabele cele luminoasele darurilor tale, pe tine te lăudăm întru tot cântată, stăpână. O Lord merciful, have mercy and heal your suffering servants. Look down from heaven a compassionate one, and show forth your mercy upon us all. Give now your help and your strength, O God, who loves mankind, to them who draw near to you through divine anointing at the hands of your priests.
O merciful Lord, have mercy and heal your suffering servant. Rejoicing, we have seen your divine oil, which you have accepted in your divine condescension. O all good Savior, in which you distribute us communion to those who have partaken of the divine bath. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Show compassion, have mercy, O Savior, deliver from terror and pain. Rescue from the arrows of the evil one the souls and bodies of your servants. For you are a merciful Lord who heals by your divine grace. Now and forever, and to the ages of ages. Amen. As you receive the hymns and prayers of your servants, O Virgin, so also deliver from grievous suffering and pain them who through us flee to your divine protection, O all pure one. Cuvinte se cu adevărat, să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată. Tămăduiască cu îndelemnul Tău cel Sfânt rănile și bolile tuturor. Pentru aceasta și acum, ca un îndurat, pe Cel ce vine cu credință, sfințește-L, miluiește-L, tămăduiește-L prin îndelemnul Tău de toată neputința și îl îmbrănicește, Doamne, de desfătarea Ta cea nestricăcioasă. Cel ce, ca un îndurat, însemnesc cu mâna Ta cea nevăzută simțurile noastre prin îndelemnul Tău cel dumnezeiesc, caută din cer, cel ce ești necuprins cu mintea spre cei ce aleargă la Tine cu credință și cere iertarea greșelilor și dăruiește-i tămăduire sufletului și trupului ca să te prealăzlăvească pe Tine. Cu dragoste slăbim puterea Ta. Prin ungerea îndelemnului Tău și prin atingerea preoților, iubitorule de oameni, sfințește de sus pe robii Tăi. Izbăvește-i de bol și de întinăciunea sufletului, curățește-i, spală-i, Mântuitorule, și ferește-i de tot felul de zminteal. Ușurează-le durerile, izgonește-le nevoile și le risipește necazurile ca un milostiv și îndurat.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine te rog, preacuratul palat al Împăratului Ceresc, ceea ce ești mult lăudată, curățește mintea mea cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș, înfrumusețat trăimii celui de dumnezeiești, ca mântuit fiind, eu netremnic cu rogul tău, să măresc puterea și mila ta cea nemăsurată. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâni, iartă prădelegele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru sunt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dar este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule, cel ce ești grabnic spre ajutor, Hristoase, arată de sus grabnică cercetarea robilor tăi celor ce pătimesc, izbăvește-i de boli și de durerile cele amare, ridică-i ca să te laude și să te slăvească neîncetat pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Amen. Starea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Episcopul nostru Natanael și pentru preasfințitul episcopul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime, ceantru Hristos, diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, care sunt aici de față, pentru cei care se vor poveni, și pe cei care avem în sufletele și inimile noastre, și pe acei care nu au cine să se roage pentru dânsii, și pentru cercetarea lor cea cu Dumnezeu, și pentru ca să vină peste dânsi și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Amen.
Maria și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Iisus, Stăpâne, sfințește undelemnul acesta, ca să fie celui ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în veci mor. Amin. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta. Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întunăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O Lord, in your mercy and compassion, you heal the afflictions of our souls and bodies. Sanctify now this oil, O Master, that it may bring healing to those who are anointed with every relief from every passion, from every sickness of flesh and spirit, and from all evil, so that your holy name may be glorified of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta. Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preasăvească prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduirea și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta. Amin. Ca să fie celul ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre zbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preasăvească prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Let us pray to the Lord. Lord, have
compassion, you heal the afflictions of our souls and bodies. Sanctify now this oil, O Master. Amen. That it may bring healing to those who are anointed with it, relief from every passion, from every sickness of flesh and spirit, from all evil, so that your holy name may be glorified of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amin. Unde cel ce ești grabnic spre ajutor, Hristoase, arată de sus, grabnică cercetare robilor tăi celor ce pătimesc. Izbăvește de boli și de durerile cele amare. Ridică-i ca să te laude și să te slăvească neîncetat pentru rugăciunile răscătoare de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Fiind orbit la ochii sufletului, vin la tine, Hristoase, ca și orbul cel din naștere, strigând către tine cu pocăință, Tu ești lumina cea strălucitoare a celor dintr-un tuneric. Doamne, sufletul meu cel slăbit cu multe feluri de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu cercetarea Ta cea dumnezeiască, precum ai ridicat de demult pe slăbănogul, ca fiind mântuit să strig ție, îndură-te, Hristoase, și dă-mi tămăduire. Cel ca un ucenic al Domnului a primit o dreptă Evanghelia, cel ce ca un ucenic ai cununa cea veșnică și ca ruda Domnului ai îndrăznirea, iar ca ierarh ai mijlocirea, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dumnezeu, cuvântul cel unul născut al Tatălui, care a venit în noi în zilele mai de pe urmă, te-a arătat pe tine, minunatel Iacov, întâi păstor și dascăl al Ierusalimului și econom credincios, al tainelor celor duhovnicești, pentru aceasta toți ce te cinstim, apostole. În mira sfintele sfinților te-a arătat că Evanghelia lui Hristos, plinind-o cu vioase, ți-ai pus sufletul pentru poporul tău, mântuit ai pe cei nevinovați din moarte. Pentru aceasta te-ai sfințit ca o mare tăinuitor al Harului lui Dumnezeu. Mare apărător te-a aflat într-o primejdii din lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Ilie și ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu, roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. Purtătorule de chinuri, Sfinte și Tămăduitorule Pantelimon, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinților cei fără de argint și făcătorilor de minuni, cercetați-ne putințele noastre, în dar dați-ne nouă. Măririle tale, iubitorile de feciorie, cine le va spune că izvorăși minuni și vești tămăduiri și te rogi pentru sufletele noastre ca cel ce ești cuvântător de Dumnezeu și de Hristos prea iubit? Ceea ce ești rugătoare caldă și zi nesurpat, izvor de milă și lumii scăpare, cu o sârbie strigăm către tine, născătoare de Dumnezeu stăpână, vino de grabă și ne izbăvește pe noi din nevoi, ceea ce singură ești grabnic ajutătoare. Să luăm aminte, pace tuturor! Și Duhului tău! Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am înnădăjduit întru Tine. Bucurați-vă, dreptilor, întru Domnul! Înțelepciune! Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire! Să luăm aminte! Fraților, luați ca pildă de suferință și de lungă răbdare pe prorocii care au trăit în numele Domnului. Iată, fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul. Căci mult milostiv este Domnul și plin de îndurare. Iar mai înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este așa, așa, și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalm, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru ei, ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav
și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se voi ierta lui. Mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că nu poate rugăciunea dreptului în lucrarea ei. Pace ție celui ce ai binecitit. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist, Luca, se va citi. Sufleteros și trupurilor noastre, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt și sfințește undelemnul acesta și îl fă robilor Tăi, celor ce se vor unge și tuturor celor care vor primi acest undelemn spre izbăvire de săvârșită păcate, spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, ce păzești plăgământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai redescut pe noi din păcat, Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți, pe cei păcătoși și miluiești, Cel ce ne-ai scos din împuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți și celor dintr-un întuneric, descoperiți-vă, ca strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unei născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit. Și celor ce l-au primit le-ai dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruind-ne fiera și făcând nepărtași biruinței asupra diavolului. Că n-ai binevoit a necurății prin sânge, ci ai dat în unde lemnul
sfințit chipul crucii ca să ne facem noi turma lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însuți, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slugii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcuție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale celei noi a Fiului Tău, prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Tău, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatul și să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acesta. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelem de bucurie, undelem de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică. Pentru ca și cei ce se vor unge cu undelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciuni ori prihană, să fie primiți într-o dignă Ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unia născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe un născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia, care sunt de față la această sfântă taină, de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și fă să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciune preacurată, Stăpânii noastre, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotile cinstitelor cereștilor celor fără de trup puteri, cu rugăciunile cinstitului slăvitului poroc, nedemergător și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților de Dumnezeu purtător părinții noștri, ale sfinților tămăduitori fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermuraie, Sansom și Diomid, Moche și Anichit, Talaleu și Trifon, ale sfinților dreptilor și Dumnezeu și părinții noștri, Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțat. Împreună și unii arăți cu Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Și scăparea mea este Domnul și s-au făcut mie spre mântuire. Certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Înțelepciune! Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte! Fraților, datorită suntem necesari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ce fiecare din noi să fie aproape lui Său pe plac, ia cel bine pentru zidirea Lui, că lui Hristos ne-a căutat a sa plăcere. Uite cum este scris, ocările celor ce te ocrăsc pe tine au căzut asupra mea, căci toate cât sunt scrise mai înainte s-au scris pentru învățătura noastră, prin răbdare, mângâierea care din discitut nădejde să avem. Și Dumnezeul răbdării, al mângâierii, să vă dăruiască vouă unul față cu altul, același cuget după Iisus Hristos, pentru ca toți la o altă
și cu o singură gură voi să prea slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos va primi pe voi, pre slava lui Dumnezeu. Pace ție celei ce ai citit. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Dumnezeule, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Evanghelie cea de mântuire. Mărire. Al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorile de oameni, stăpâne, Dumnezeu celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi, nevrednicii tăi robi, și aici unde aducem acest undelemn în numele tău cel mare, trimite harul tău, cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, cel ce ești neiertător, unule milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ce să se întoarcă și să fie viu, cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea ta. Tu ești cel ce a zis, n-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, tu ești cel ce cu o sârbie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești cel ce a zis, pe cel care vine la mine, nu-l voi scoate afară. Tu ești cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care i-a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești cel ce a zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednicii tăi robi, cu harul Sfântului tău Duh în ceasul acesta.
ci trimite-L peste robii Tăi aceștia, care sunt de aici de față, care se vor pomeni, care avem în sufletele și în inimile noastre, și peste aceia care nu au cine să se roage pentru dânsii, care și-au cunoscut păcatele lor și a venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, spală-i și curățește-i de tot păcatul. Și viețuind asupra pururia împreună cu El, păzește pe ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncile Tale, să nu mai fie ei batjocură diavolului, ci și întru ei să se preslăvească numele Tău cel Sfânt. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Pia Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? În epistola întâi către Corintenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecăruia în parte. Pe unii a pus Dumnezeu în biserică, mai întâi apostoli, al doilea profeți, al treilea învățători, apoi pe cei cu darul de a face minuni, apoi pe cei cu darul tămăduirilor, milostivilor, cârmuirii, felurinii limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darul vindecătorilor, oare toți vorbiți la în limbi, oare toți pot să tălmășească, râvniți la darurile cele mai desăvârșite și eu vă arăt încă o cale mai presus de orice altă cale. De a-și grăi în limbile oamenilor și îngerilor, iar dragoste nu am făcut umam aramă răsunătoare și timbal răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință încât să mut și munții, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Și toată averea mea de-a-și face milostenie și trupul mi l-aș da să fie ars, dacă nu am dragoste, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu pune la socoteală răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Pace ție cele ce ai bine citit. Și Duhului Tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Give without pain. Slow.
Holy King, you chastise but do not kill. You raise the fallen and restore those who are cast down. You relieve our body afflictions, we beg you, our God, to direct your mercy upon this oil and upon all who shall be anointed with it in your name, that it may be for the healing of their souls and bodies, for purification, for the removal of every passion, every disease and infirmity, and every defilement of body and spirit. Yea, O Lord, send down from heaven your healing power. Touch the bodies, quench the fever, ease the suffering in this virus which has come upon us, and drive away every hidden ailment. Be the physician of your servants, all those who are here present at this holy sacrament, and those whom we all keep in our minds and hearts and we pray for, and those whom we will remember. Raise them from their beds of sickness, from their bed of affliction, whole and fully cured, granting them through your church that which is well-pleasing to you and accomplishes your will. For you are merciful and save us, O God, our God, and to you we give God glory, together with your only begotten Son and your all holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. O Holy Father, physician of our souls and bodies, who sent your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, who heals every infirmity and delivers from death, heal also your servants, all those who are here present and those whom we remember, from the infirmities of body and soul, which afflict them, and enliven them with the grace of your Christ, through the prayers of the Most Holy Lady, the birth giver of God, and ever Virgin Mary, through the intercessions of the honorable bodiless powers of heaven, through the power of the precious and life-giving cross, through the protection of the honorable glorious prophet, and forerunner and baptizer John, of the holy, glorious, and most blessed apostles, of the holy, glorious, victorious martyrs, of our venerable and God-bearing fathers, of the holy unmercenary physicians Cosmas and Damian, Cyrus and John, Panteleimon and Hermolaus, Samson and Diomedes, Photius and Anicetas, of the holy and righteous ancestors of God Joachim and Anna, and of all the saints. For you are the fountain of healing, O Christ our God, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Let us be attentive. I beg my God to pity me. Wisdom. The reading is from the second epistle of St. Paul to the Corinthians. Let us be attentive. What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will live in them, walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from them, and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean. Then I will welcome you, and I will be your father, and you shall be my son and daughter, says the Lord.
Părinte al îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cel ce prin Sfinții Tăi ucenici și apostole dă nouă puterea să tămăduim, prin îndelemnul însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuși îndelemnul acesta întocmește spre tămăduirea celor ce se ung cu El, spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne, atotputernice să ne tămăduiești pe noi, pe toți, unule Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi, pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robitei aceștia care sunt aici de față, care se vor pomeni, care avem în sufletele și în inimile noastre și acelora care nu au cine să se roage pentru dânsii. Ridică-i din patul durerii pentru mila bunătății Tale, cercetează-i pe, cu mila Ta și cu îndurările Tale. Depărtează de la ei toată boala și neputința, ca ridicat fiind cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, încât și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni, cele negrăite, să ne lăudăm și să slăvim pe Tine, Cel ce faci lumea. Lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte. Al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Diavolului, crucea Ta ai dat-o nouă.
cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai scula și moartea o ai surpat, pentru aceasta ne închinăm în gropării tale și învierii. Să luăm aminte pacei tuturor. Și Duhului tău. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în veac. Miluiește-mă, Doamne, că ai lipsit cel cuvios. Rătune. Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, nu voiam ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai ne îndrăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine, ne socoteam că o să înviți la moarte, ca să nu ne putem încrede în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și în care ne dăjduim că ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea voastră pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă, prin rugăciunea multora, să fie prilej de mulțumire adusă de către mulți pentru noi. Pace ție celui ce ai binecuvântat. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Să-i drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. La Evanghelie, cea sub Evanghelist Matei, se va citi. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, zisa Domnul în pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care unduși candele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau nebune. Cele nebune, unduși candelele lor, nu au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Dar într-un zi, mirele au ațipit foame și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată, mirele vine, ieșiți-ne întâmpinarea lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și și-au împodobit candelele lor. Iar cele nebune au zis celor înțelepte, dați-ne din lemnul vostru, căci se sting candelele voastre. Dar cele înțelepte au răspuns zicând, pentru ca nu cumva să ne ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine duceți-vă la cei ce vând și vă cumpărați. Plecând însă ele să cumpere, a venit mirele și cele care au gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Dar el răspunzând a zis, adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceia privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul Omului. Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalci pe cel lipsit, tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asupra suferințele noastre, care miluiești cu bunăvoință cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile,
cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai putere ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce se află neputință și în boală îndelungată. Care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treapta preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteazmă, în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochilor chipul sfintei jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce m-a învrednicit a săvârși cereștile tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșeale cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare. Că prin multa și negăită ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul. Și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi acestora ce sunt de față la această sfântă taină și toți cei pe care îi purtăm în gândul și în sufletul nostru și cei pe care îi vom pomeni, care sunt în neputință sufletească și trupească, dăruindu-le lor dezlegare de păcate și iertare greșalilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința, dăruiește-le lor tămăduire sufletească cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o frigurile, încât ea s-a ridicat și a slujit ție însuși, Stăpâne, și robilor tăi acestora, dă-le-lor tămăduire și zbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrăjmașului, că vei intra la judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată cura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați, fără de lege. Și Ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, curățește fără de legile noastre. Înțelepciune. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule. Înțelepciune. Din Epistola către Galățeni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, roata Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credință, blândețe, înfrânare, curăție. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar Cristul Sfânt a iubit Hristos Iisus și-a răstânit trupul împreună cu patimile și cu postele lui. Dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire de frate, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne între noi. Fraților, chiar de va cădea cineva în vrăjeșeală, voi se duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeților, luând seama la tine însuți, ca să nu faci și tu ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți primi legea lui Hristos. Pace ție cele ce ai citit. Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune dreptă, ascultă
dar apropiindu-se ucenicii se rugau zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând i-a zis, nu sunt trimis decât numai pe cheurile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! Răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea fiilor și soarul câinilor. Dar i-a zis, adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și s-a dăruit în ceasul acela. Slavă ție! Dumnezeul nostru, bunele și iubitorile de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat. Păstorule cel bun, care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani. Cel ce pe fiica femeii cananeence a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor datornici și a dat iertare femeii cele păcătoase. Cel ce a dorit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care numai prin cuvânt a îndreptat pe vameșul și a primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă. Cel ce a ridicat păcatele lumii și pe cruce le-a epironit, ție ne rugăm și cu milință cădem înaintea ta. În bunătatea ta însuți, Stăpâne, slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, care sunt aici de față, care se vor pomeni, care avem în sufletele și în inimile noastre, și pe aceia care nu au cine să se roage pentru dânsi. Și greșalele lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcarea de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt ei sub blestemul preoței sau al tatălor sau al mamelor, sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul s-a desfrânat, cu pipăitul s-a pornit spre desfrânare, sau cu gustul s-a dezmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească s-a despărțit de a ta voie și simțire. Orice au greșit și ei și noi, Tu, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă. Dumnezeu să-ți iertă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii Tăi. Și treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinurile cele veșnice, gura lor o umple de lauda Ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui Tău. Mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor Tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei Tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul Tău. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care prin Sfinții Tăi Apostoli ne porunci nouă zicând, oricât te vezi lega pe pământ legate și în cer, și oricât te vezi lega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține, ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu ai trecut cu vederea rugăciunile lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, care mă rog bunătății Tale, că Tu ești Doamne Iisuse Hristoase, Cel care ai poruncit să iertăm de 70 câte 7 celor ce cad în păcate, și bunătatea Ta și iubirea Ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava Ta, așa este și mila Ta.
Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Și lumii tău. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Înțelepciune. Din epistola întâi către tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de tot. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, și pururea cele bune să urmați unul față de altul și față cu toată lumea. Bucurați-vă, pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi, pentru Hristos Iisus. Duhul să nu stingeți prorociile, să nu le disprețuiți, toate puneți-le la încercare, țineți ce este bine. Feriți-vă de tot fel de lucru rău și însuși Dumnezeu în pace să vă sfințească pe voi desăvârșit și Duhul vostru și sufletul și trupul păzească-se în întregime, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Pace ție, ce bine ai citit. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Desire not the death of a sinner, but rather that he should repent and live. For you, O Lord, in the old covenant appointed repentance for sinners, for David and the Ninevites, and for those who went before them. Likewise, in the dispensation of your coming in the flesh, you called not the righteous, but sinners to repentance. You accepted the repentance of the publican, of the harlot, the thief, and Paul, the great blasphemer and persecutor.
You accepted repentance of Peter, your first apostle, who thrice denied you, and you declared to him, "You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it, and I will give you the keys of the kingdom of heaven." Because of your faithful promise, O good one who loves mankind, we too have boldness, and at this hour we pray you and ask, hear our prayer, receive it as incense offered before you. Visit your servants, those who are here present at this holy sacrament, and those whom we all will remember. If they have sinned in word and deed or in thought at night or by day, if they have been excommunicated by your priest or came under anathema, if they have been embittered by oath or cursed themselves, we pray and entreat you, loose, pardon, and forgive them, O God, and overlooking all their transgressions committed both in knowingly and unknowingly. If they have transgressed your commandments or have sinned because they bear flesh and dwell in the world, or through the wiles of the devil, forgive them, for you are good God and you love mankind. For there is no man who lives and does not sin. You alone are sinless, and your righteousness endures forever, and your word is true. You have created humanity not for perdition, but for keeping of your commandments and the inheritance of eternal life. And to you we give glory, together with your Father and your Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru nal preasfințitul, Părintele nostru Natanael, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea și lăsarea, iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, ale tuturor preoților, credincioșilor, monahilor, eparhiei noastre și pentru robii lui Dumnezeu, preotul Sabin, împreună cu tot neamul său și parohia aceasta, și pentru robii lui Dumnezeu, preotul Onise, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Ionuț, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Narcis, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul George, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Daniel, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Ioan, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Ionuț, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Dimitrie, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Ion, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Chesarie, fratele nostru, împreună cu toată parohia sa, preotul Daniel, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Aurel, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Cristian Mihail, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul Cosmin, fratele nostru, împreună cu toată familia sa și parohia sa, preotul David, împreună cu toată familia sa și parohia sa, diaconul Peter și diaconul Nicholas. Și pentru robii lui Dumnezeu. Răzvan, Gheorghe, Florentina, Stefania, Claudiana, Maria, Vasile, Mirela, Gabriela, Alexandru, Ștefan, Nicolae, Florentina, Traian,
Lavinia, Kevin, Krina, Aiden, Alexia, Lin, Carmen, Stefan, Bianca, Dorel, Florentina, Radu, Emilia, Maria, Antonia, Mihai, Bogdan, Mihaela, George, Maria, Dragoș, Aurora, Irina, Cristina, Jonathan, Alexandra, Sofia, Iuliana, Maria, Aurelia, Nicuța, Niculina, Nicu, Cristi, Monachia, Parascheva, Flore, Elena, Cătălina, Adrian, Sara, Mihai, Ioan, Tamar, Gabriel, Virgiliu, Ioan, Emilia, Adrian, Paola, Maria, Maria, Lucia, Maica, Nicodima, Cerasela, Grațiela, Adriana, Andreea, Rita, Gabriela, preotul Adrian, familia Ioan, Ștefan, Olimpia, Călina, Iancu, Anastasia, Gheorghe, Irina, Ștefan, Marius, Cristina, Sorina, Andreea, Noa, Zara, Erica, Jace, Mihai, Adriana, Dorina, Florența, Marius, Liliana, Roberta, Valentin, Catherine, Mihaela, Dumitra, Vasile, Teodora, Timotei, Cristina cu familia, Andreea, Daniel, Cornelia, Michael, George, Elena, Charles, Irina cu familia, Cristina cu familia, Vladimir, Dan cu familia, Liviu cu familia, Melania, Remus, Veronica, Ion, Alexandra, Mariana, Vivian, Daniela, Constantin, Robert, Marius, Raul, Gabriela, Dumitru, Luca, Sorina, Floaria, Dumitru, Iulica, Dorel, Marian, Cristian, Joseph, Thomas, Janet, Rita, Costache, Aurica, Daniel, Dorina, Florin, Petronella, Matthew, Brian, Alex, Eric, Cristian, Mircea, Andrei, Maria, Valentin, Rosi, Luis, Alex, Gabriela, Scott, Andreiana, Adela, Lina, Ash, Abby, Abel, Adam, Amy, Elena, Dimitrie, Melina, Gianni, Barbara, Bogdan, Elena, Tudor, Letizia, Florica, Violeta, Ionel, Mariana, Ion, Veronica, Aurelia, Bogdan, Marius, Dumitru, Aneta, Marian, Beni, Ușa Mariana, Roberta, Adriana, Liliana, Marius, Dumitru, Cosmin, Constantin, Mihaela, Marius, Denisa, Niculina, Dumitru, Cristi, Mariana, Anica, Maria, Lucian, Iuliana, Ramona, Marian, Gabriela, Ștefana, preotul Adrian, preotiasa Carmen, Matei, Vlad, Elena, Vasile, Elena, Mariana, Nina, Gregory, Michael, Anastasia, Ros, Simona, Lidia, Ovidiu, Ilie, Gabriela, Adriana, Antonia, Ioana, Ana, Irina, Adina, Marius, Dan, preotul Toader, preotul Aurelian cu familia, preotul Adrian cu familia, Dumitru, Cuiu, Monica, Emilia, Viorica, Cristina, Ioana, Adrian, Lăcrămioara, Lenuța, Ionel, George, Cristiana, Andrei, Ioana, Alex, Ștefana, Nișoara, Corina, Adriana, preotul Ispas, preotul Ispas, Nicolae, Alexandru, Adriana, Iosif, Floarea, Petronela, Remus, Adrian, Cornelia, Mildrag, Mike, Melissa, Nicolae, Eugen, Aurelia, Margaret, Victoria, Dumitra, Dan, Floarea, Steve, Stephanie, Luca, Livia, Elena cu familia, Ioan cu familia, Constantin cu familia, Claudia cu familia, Gabriela cu familia, Claudiu cu familia, Gabriel cu familia, Adrian cu familia, Giulica, Dolma, Dalma cu familia, Eugen, Aurora, Adrian, Laura, Joseph, Ioan, Ștefan, Bogdan, Traian, Mariana, Eugen, Adrian, Iosif, Zanfira, Domnica, Elena, Alina, Ioan, Francesca, Antoneta, Tereza, Rebecca, Nela, Ștefan, Maria, Florica, Bruno, Mariana, Dumitru, Octavia, Gabriel, cu familia, Ioan, Daniel cu familia, Georgiana, Loredana cu familia, Marius, Daniel cu familia, Mariana cu familia, Liliana cu familia, Steliana cu familia, Adrian, Camelia cu familia, Ion, Victoria, Alexander, Robert, Iulia, Elena, Adrian, Virginia, Nicoleta, Geta cu familia, Mioara cu familia, Florica cu familia, Mariana cu familia, Costel cu familia, Marița cu familia, Gabriela cu familia, Sanda cu familia, Coca cu familia, Elena, Paul, Nicușor, Alex, Luiza, Elena, Elena, Constanța cu familia,
Petrica cu familia, Florentina cu familia, Sorin cu familia, Rodica cu familia, Cornel cu familia, Coca cu familia, Flori cu familia, Dana cu familia, Sasha, Robert, Maria, preotul Michael, Gheorghe, Aurelia, Gheorghe, Silvia, Dragoș, Lucian, Monica, Elena, Daria, Loredana, Roland cu familia, Ovidiu cu familia, Valentina cu familia, Maria cu familia, Stejorel cu familia, Daniela cu familia, Mariana cu familia, Bogurel cu familia, Silviu cu familia, Simona cu familia, Angela cu familia, Nicolae, Marioara, Cristian, Cristina, Alexandra, Adriana, Horia, Raluca, Marioara, Antonia, Dana, Silvia, Bianca, Elena cu familia, Andra cu familia, Rosaria, Florian, Dorel cu familia, Florica, Ioan, Sița, Violeta, Gabriela, Ramona, Emma, Zoe, Sabrina, Tibor, Michael, Sebastian, Henry, Laurențiu, Victor, Florinel, Mioara, Lisa, Marioara, Nicolae, Cristian, Cristina, Alexandra, Adriana, Mihai, Thomas, Gabriela, Valentin, Mariana, Maria, Nicolae, Dorina, Iliana, Petru, Maria, Ana, Horia, Corneliu, Alexandra, Elena, Rodica, Cornelia, Alexandra, Vlad, Lucica, Cornel, Viorel, Rodica, Rael, Ralu, Nelu, Anca, Mariana, Emanuel, Rafaela, Andrei, Gabriela, Sorina, Elena, Maria, Liviu, Nicoleta, preotul Adrian, preoteasa Brândușa, Radu, Rachel, Sofia, Vivien, Cecilia, Carmen, Cosmina, Sergiu, Carla, Nina, Doru, Amalia, Daria, Alexandru, Maria, Traian cu familia, Brian, Judith, Emma, Max, Andrei, Antonia, Lucian, Mariana, Gabor, Bogdan, Narcisa, Jill, Matthew, Amelia, Steven, Florence, Camelia, Kalina, Alexandru, Carol cu familia, James, Susan, Laura, Jordan, Darius, Andrada, Feodor, Ludmila, Vasile, Alexandru, Cleopatra, Raisa, Vladimir, Maxim, Lilia, Lilian, Cătălina, Alexandru, Daniela, Victor, Nicoleta, Gabriel, Luca, Nicolae, Valentina, Gabriela, Virgiliu, Damas, Gabriel, Mihai, Ana, Gheorghe, Valentin, Mara, Elena, Andrei, Iliana, Veronica, Vale, Marian, Cristina, Viorica, Adriana, Ramona, Gheorghe, Valentin, Steve, Brian, Mihaela, Frank, Constantin, Elira, Richard, Mary, Preotiasa, Ramona, Mărioara, Nicolae, Sebastian, Eva, Ione, Caterina, Zanfira, Gabriel, Nicolae, Marlena, Andrei, Călin, Otilia, Răzvan, Floarea, Iosif, Petronela, Florica, Marilena, Nicolae, Dana, Cristiana, Marian, Richard, Gabriel, Diana, Nicola, Sanabela, Lina, Constanța, Petriana, Maria, Vasilica, Valentina, Aurelia, Mihai, Alexandra, Adriana, Alex, Nicolae, Cornelia, Lelia, Cristian, Luisa, Eliza, Vali, Cristina, Jessica, Isabela, Gabriel, Ana, Ioana, Vasile, Elena, Maria, Radu, Adriana, Ion, Lucian, Vasile, Florica, Gabriel, Galina, Gabriel, Sebastian, Brandon, Loredana, Ionuz, Dumitru, Sabin, Simeon, Elena, Ana, Florica, Ioan, Michael, Cristofor, Ioana, Cristin, Matthew, Virgil, Mihail, Ramona, Andreea, Alexandra, Gabriela, Victor, Anthony, Georgeta, Marioara, Ionel, Mihai, Mioara, Robert, Gabriel, Luca, Teodor, Marian, Alina, Elena, Viorica, Elena, Dan, Decebal, Maria, Ioana, Niculina, Carmen, Camelia, Antoneta, Beatriz, Madalina, Cristina, Matei, Ilie și Paul, Alexandra, Ancuța, Maria, Oreste, Dănuț, Grațiela, Dumitru, Alina, Dragoș, Cosmin, Dan, Mihaela, Gabriel, Eugen, Cristina, Dimitrie, Alisa, Victor, Adriana, Gabriela, Dragoș, Mihai, Madalina, Michael, Nicolas, Maria, Patrick, Matei, Gabriela, Daniela, George, Ștefan, Maria, Rodica, Valentin, Mihai Bolnav, cu familia, Ion cu familia Adela Bolnavă,
Vasile cu familia, George cu familia, Emilia cu familia, Florentina cu familia, Ioan, Irodiaconul Ioan, Cornel cu familia, Grațiela cu familia, Adriana cu familia, Anca cu familia, Eugen cu familia, Valentin cu familia, Daniel cu familia, Radu cu familia, Cristi cu familia, Cornel cu familia, Ștefan cu familia, Mihaela cu familia, membrii parohia acesteia, preasfințitul nostru Andrei, și pentru ca să mi se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară plecând genunchii noștri Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Frate Sfinte, durate și mult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu Celui Viu, ca nu voi ești moarte păcătosul și să-mi poartă și să fie viu. Nu pun mâna mea și păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin o iertare păcatelor, ci pun mâna ta și puternică și tare, ce se află în această Sfântă Evanghelie pe care Sfântorul cel împreună cu mine o ține deschisă peste capul robilor tăi. Și mă rog împreună cu El și cer mirea ta de oară cea milostivă care mă ține în tău. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, care cu propriilor ta ne-ai dărit iertare, dar nu cer s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Mănase. Pentru și pe robii tăi aceștia, și prezența aceasta Sfântă Tată, care se căiește greșeală, mă primește cu știută mai individuală. Trecându-le cu vederea toate greșalele lor, Dumnezeu nostru, care vom ci se iertă de 70 de ori de 7 celor ce cad în păcate, pentru că pe cum este slava ta, așa este și mila ta. Și ție se cuvine cu slava, cinstea și înținarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu urmă și cu vecii vecilor. Domnul Dumnezeu, care ne-a milostivit să vă mulțumească, Domnul Iisus Hristos să vă mulțumească toate cerurile bune, Domnul cel întrupat, puternic să vă izbăvească de tot necazul. Domnul să vă învețe pe voi, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă apere, Domnul să vă păzească, Domnul să vă curățească, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească. Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul ca un bun milostiv și viitor de oameni, să vă dea iertare de păcate, Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la ziua plecării să vă miluiască, să vă binecuvinteze toate zilele vieții voastre. Pe aceluia se cuvine toată slava, cinstea și închinarea, împreună și Părintele Dumnezeu cel fără de cer și prea Sfântului și Bunului de viață pe Tatălui Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, cu rugăciunile Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Binecuvântați, Părinții zici, binecuvântați pe noi, Părintele. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinte, sănătate putească și vedească, să vă dăruiască. Binecuvântați, Părinți Sfințiți, și ne iertați pe noi, păcătoși. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinte, și sănătate trupească și sufletească, să vă dăruiască. Binecuvântați, Părinți Sfințiți, și ne iertați pe noi, păcătoși. May the Lord God bless you and give you health in body and soul, always, now and forever, in the ages of ages. Amen. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să primească Sfânta noastră rugăciune și să ne binecuvinteze. Acolo să luați o parte de mamina, nu vă rețin prea mult. În primul rând, să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am reușit și la această seară să ne aducem în Sfânta Biserică, să ne rugăm aici la taina Sfântului Maslu, împreună noi preoți și dumneavoastră credincioși, închipui Biserica, Biserica cea una sfântă, soborniceasă și apostolească, pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o nouă aici pe pământ. Biserica este comuniunea și comunitatea Sfinților lui Dumnezeu. Noi toți suntem chemați la această mare taină a Sfințeniei și Biserica ne oferă aici pe pământ oportunitatea aceasta sfântă de a lucra la Sfințenia vieții noastre. Și iată că prin slujbele Bisericii și mai ales acum, în perioada Sfântului și Marelui Post, avem acest mare privilegiu, marele privilegiu și cinste pe care Dumnezeu ne-o face de a veni în biserică și de a ne putea ruga. Este un lucru mare să putem să intrăm în Sfânta Sfintelor, în locașul sfințit de Dumnezeu, în biserică, și să primim mângâiere sufletului, întărire trupului, bucurie inimii noastre, tocmai pentru a putea înfrunta viața de zi cu zi și cele care vin asupra noastră în fiecare clipă a vieții noastre. În perioada aceasta postului, în călătoria duhovnicească către înviere, Biserica ne cheamă să intrăm Sfintele locașuri mai des și să ne oprim mai lung prin Sfintele slujbe care sunt înduite în timpul săptămânii. Nu numai duminica, cum avem în majoritatea timpului din anul normal, dar totuși trebuie să facem un efort ca să venim la biserică în perioada postului și în timpul săptămânii. Fiecare parohie se fac slujbe în timpul săptămânii, liturghia darului înainte sfințită și alte slujbe care sunt înduite de preoți paroh, tocmai pentru a ne oferi ocazia aceasta de a ne întări duhovnicește. Slujbele sunt făcute pentru noi. Dumnezeu nu are nevoie de slujbă. Noi venim și prin cântare, prin rugăciune, îl lăudăm. Noi oferim acest efort, această jertfă a noastră, a rugăciunii. Vedeți, rugăciunea pleacă din noi, din sufletul nostru, din inima noastră și se odihnește în Dumnezeu. Iar apoi Dumnezeu, așa cum spune și la Scriptură, și auzim în tradiția Bisericii, Dumnezeu revarsă, se reîntoarce nouă atunci când îl chemăm cu dragoste, cu sinceritate și ne binecuvântează. De aceea, în perioada postului, trebuie să facem un pic de mai mult efort. Postul nu este doar o perioadă în care știm că va trebui un pic să mai nu mâncăm carne, să lăsăm celelalte alimente care le știm din tradiție că sunt de dulce. Postul adevărat înseamnă o sporire a rugăciunii și rugăciunea acasă putem face prin a citi din cărțile sfinte, dar și prin a vorbi liber cu Dumnezeu. Aceste două aspecte trebuie combinate și din cărțile sfinte, psaltirea, dar putem și, să și vorbim liber cu Dumnezeu, rugându-L să ne binecuvinteze, spunându-I păsturile și adâncul sufletului nostru. Rugăciunea o sporim și prin citirea Sfintei Scripturii.
În Sfânta Scriptură îl descoperim pe Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu, îl iubim și ne rugăm lui, îl cinstim. Intrăm într-o relație vie cu Dumnezeu. Iar apoi, prin această sporită rugăciune, adăugăm și efortul postului. Dacă postim și ne rugăm, postul devine o bucurie. Dacă postim și nu ne rugăm, postul devine o greutate, o perioadă posomorâtă și de-abia așteptăm să scăpăm de el, să ajungem în ziua de Paște să mâncăm salată de grâu. Trebuie să avem un pic în această perioadă de voință. E greu. E greu pentru că lucrăm zi de zi, copiii cu școala, timpul nu se schimbă, viața este tot mai hectică și mai aglomerată. Dar ne învață Sfinții Părinți foarte frumos, Părinții Bisericii, că dai voință și iei putere. Să arătăm voință că vrem să facem ceva și primim putere să îndeplinim acel lucru. Și așa, în perioada postului, putem mai ales să sporim efortul nostru de a ne apropia de Dumnezeu prin venirea la Sfintele Slujbe, prin un pic de postire, rugăciune, constantă și apoi și fapte bune. Pentru că dacă rugăciunea și postul nu cuprind în esența lor și pe semenii noștri, pe frații și surorile noastre, nu-și are rostul. Dacă noi în rugăciune, în postirea noastră, nu devenim mai darnici, mai iertători, mai îngăduitori, dacă devenim irascibili în timp ce postim, avem o problemă. Și bine, că ne putem da seama care sunt neajunsurile, lipsurile, alergăm la părintele, ne mărturisim, ne sfătuim cu părintele să facem ceea ce e bine, să putem împărtăși și putem continua. Postul scoate cei buni și cei rău din om. Dar trebuie să lăsăm aceste lucruri să iasă din noi și să se așeze Dumnezeu. Iar apoi când se așează Dumnezeu, îi îmbrățișăm și pe ceilalți prin fapte bune și putem împreună să devenim această comunitate pe care spuneam la început, comunitatea cea sfântă a Sfinților, adică Biserica cea adevărată. De aceea vă urez tuturor în această perioadă a postului efort sfânt, efort încununat cu tărie și nădejde de Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu ne cheamă la lucrarea sa, nu ne rușinează, ci ne întărește și ne ajută. Dacă putem posti, e bine. Să nu judecăm pe alții care poate nu postez. Mai bine să închidem ochii, urechile, gura, să nu judecăm, să nu auzim vârfe și cuvinte de o cară față de alții, să nu ne uităm acolo la lucruri care ne pot tulbura și să judecăm prin privire și pe alții. Mai bine să ne închidem în noi, lăsându-L pe Dumnezeu, să ne deschidă inima, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, să ne lărgim inima. Și în inimă largă, intră și Dumnezeu, întreaga lume care este chemată de Dumnezeu să îi slujească. De aceea vă doresc să aveți această perioadă, o perioadă de reformare, de rezichire a fiecărui suflet. Fiecare cum putem. Să nu ne mai scuzăm, ba, păi eu nu pot că zbolnat, că zbătrân, ba, nu pot că sână, că fac sport sau lucrez dimineața până seara, nu pot posti, nu pot să mă rog, nu pot. Astea scuze. Dumnezeu îi fac oamenii, din oameni curajoși. Deci curajul pe care trebuie să luăm este de a împlini porunca lui Dumnezeu, nu pentru că
îl iubim, ci pentru că Dumnezeu este. Noi trebuie să ajungem să înțelegem că tot ceea ce facem vine de la Dumnezeu. Și îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că El este. Esența și prezența lui Dumnezeu nu depinde de noi. Și noi depindem de El. Dacă El există, și noi existăm. De aceea, sărbătoarea aceasta culminează cu Sfintele Paște. La Hristos a înviat, cântăm și noi, și noi ne dăjduim în Înviere, pentru că Hristos a înviat. De aceea, călătoria aceasta ne apropie mai mult de prezența, de esența și de existența lui Dumnezeu care o împărtășește cu noi. Beloved in Christ, the service tonight for us in the church today to pray for one another, to pray for the community, to pray that the Lord will bring us healing, but also that He will enable us to be holy people of God. The period of Lent that we all go through is a true privilege. It's a true privilege that the Church has given us as a journey towards the resurrection, towards Pascha. We are all in this together, and we all have to make the effort to accomplish this journey, each according to our own strength, but not finding excuses, not choosing an easy way out, but rather making an effort. And making an effort, as the fathers of the Church tell us, give or show desire and you receive strength to accomplish. The Church gives us the period of Lent to intensify our prayer life. Our prayer life, either reading from prayer books, speaking freely, open from the heart of the Lord, reading the Scriptures more attentively, more regularly. We know who God is. By knowing Him, we love Him. By loving Him, we accomplish His commandments. So this time of Lent gives us that chance to get to speak more often to the Lord. It also offers us a chance to be more present in church regularly. Not only on Sunday, like we do in the normal time of the year, but during the weekdays when the priests or parishes have schedule the weekly Lenten services. Yes, it's tough sometimes, but at least try to make it every now and then, because that shows us more intensified grace of God which pours upon us and gives us strength in our Lenten effort. Lent, the fasting, is also, of course, we abstain from certain foods that are heavy. But we do not abstain from food and don't pray, because if we do not accompany fasting by prayer, it only becomes a burden, a heavy thing to do, and very, very unprofitable. So by fasting and praying, this period becomes joyful, becomes light, gives us wings, as St. John Chrysostom tells us. Fasting gives us wings to raise ourselves to heaven. By fasting, by prayer, our hearts will be softened. Our hearts will be softened and will encompass our brethren all in our heart. And that is why fasting and prayer, accompanied by good deeds towards others, fulfill this meaning of fasting and the real activity which we accomplish in Lent. So, when we fast, we pray, our prayer leaves our heart and rests in God. We pray, we fast, not because we love God, but because He is. Our existence depends on Him, and He does not depend on us. So that is why when we pray, we fast, we do good deeds, we close our eyes, our ears, our mouth during this time, we approach the being of God
We attempt to be, like I said at the beginning, the community of the saints, to be holier, not good people or better people. In church, we are not good people. We are holy. And that is why we work with this exercise that we have learned every day of our lives to accomplish the work of sanctity, of holiness, which God shared with us from His existence. So, may you all have this period of Lent a blessed time, an effort with good fruits, an effort which we take, if we take the Lord with us, and we call Him to help us, He will not shame us, He will not abandon us, but rather will strengthen us and give us power to accomplish our mission. Let's not find excuses that we are old and infirm, or we are young and too much stuff to do, and all kinds of excuses in front of God. But rather, take courage, commit, and push through. So, Lenten time is a period of struggle, but a period of joy. A period that will make us better at our existence, at our holiness that we are called to be saints, just as our Father in heaven is holy. A blessed time to you all. It's a joy to be here. It's a joy to serve the Holy Unction with Father Sabine this evening, with the blessing of our Archbishop. And he sends his love, his greetings, and his blessings to you all. And I'm grateful to be here for the first time as a hierarch by the grace of God. And I see you've done so many nice things and continue to do many more good things. And it's a nice opportunity to be here together. And I glorify God for that. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această slujbă în această seară. Mulțumim cu Părintele Paroc, Părintele Sabin, Părintele Sfântului Maslu. Și vă urez tuturor un post binecuvântat, binecuvântare și gând bun din partea Părintele nostru, Arhiepiscop Nathanael. Și urări de bine. Lucruri frumoase continuați să faceți aici, în această parohie, atât pe plan material, cel mai important, pe plan duhovnicesc, fiecare a venit la biserică în această seară, cu gând bun, cu gând curat, să lucrați la mântuirea sufletului și acest lucru este foarte important. Vă mulțumim celor care ați venit, rugați-vă și pentru noi și bunul Dumnezeu să ne ocrotească și să ne dorească multe ocazii de a reveni și a ne ruga împreună. Amin. Sfinția noastră vă spune bine ați venit în mijlocul nostru. Spuneam săptămâna trecută credincioșilor, acest weekend, astăzi și mâine, este zi istorică pentru parohia noastră, pentru că a mai fost la noi parohie, care este prima dată când veniți ca și episcop. Dumnezeu îngăduie la fiecare câte binecuvântare în viața lui pentru noi, parohia noastră, este o binecuvântare și o zi istorică pentru că pentru prima dată, ca și episcop vicar al episcopiei ortodoxe române din America și Canada, ca Sfințitul Andrei, este astăzi în mijlocul nostru. Mai avem acea binecuvântare de a sluji Sfântul Maslu. Să știți, vă spun aici de față cu preasfinția sa, episcopii de obicei nu prea sluge Sfântul Maslu. Deci noi suntem binecuvântați. Nu că nu vor, dar programul este așa de ocupat încât n-au timp, nu ajung la aceste servicii. De obicei, când sunt sărbători sau ajung la parohii, se face o becernie sau cu totul și cu totul alte servicii. Dar în postul, iată că noi am fost bine, în acest post am fost binecuvântați, să avem taina Sfântului Maslu slujită de ierarhul nostru. Vă mulțumim pentru acest efort deosebit. Știm că ați făcut un efort să conduceți în Michigan, în New York, un program foarte aglomerat, îi spuneam ca Sfântului, mai mă impresionează cât de mult cât de aglomerat este și încă face față. N-a început să obosească. Vă mulțumesc frăților voastre care vin în această seară aici, în număr frumos, pentru că încă este pandemie și vă îndemn să vă protejați, să se aveți grijă de frățiile voastre, așa cum se cuvine. Nu s-a terminat pandemia, dar
așa cum spun tot timpul, rămâneți vigileți, rămâneți, protejați-vă cât de mult puteți. Dumnezeu să primească Sfântul Rugăciune și să ne binecuvânteze. Ne vedem mâine la Sfânta Liturghie. Haideți să ne cântăm cu toți, la toți, la mulți ani.